Mi-aduc aminte de reprofilarea lui Mandžukić la Juventus, care juca aripă stânga, în timp ce atacant central juca atunci Gonzalo Higuain. Iată centrarea pentru Postolaki, gol! Tocmai când vorbeam despre el și despre poziția sa inedită, iată un moment în care aduce un avantaj clar din această poziționare. 1-0 după 22 de minute. Înscrie Postolaki din centrarea lui Roger, îmbrățișat de Laszlo Balint. Și iată ce poate aduce în plus un atacant cu talie care joacă în flanc, dar vine foarte bine la bara a doua, la o centrare la care Kipciu nu are cum să îi pună probleme lui Postolaki. Diferență mare de talie între cei doi. Unul la 0 așadar după 22 de minute, scor la care Uta ar egala-o pe Hermannstadt, echipa de pe locul 6 și prima de deasupra locurilor de baraj.